Cine este pentru? Vă mulțumesc. Pentru deschidere, supun la vot procesul verbal anterior ședinței din 25.02.2016. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Amendată, vă mulțumesc. Atunci o să dau citire ordinei de zi cu următoarele proiecte. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Funcția de primar a Comunei Rusu. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului de 32,13 metri pătrați, situat în incinta dispensarului Mandră Pila, inițiator primarul Comunei Rusu. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor în care se vor desfășura adunările publice în Comuna Ilegiu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloare transport personal didactic pentru luna februarie 2016, inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren, proprietate privată a Comunei Ilegiu, în favoarea SNTGN Transgaz Media și inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare de etichete sociale. Inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Ilegiu la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2015. Inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Ilegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Ilegiu. Inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice administratorului public din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ilegiu. Inițiator primarul Comunei Ilegiu și punctul numărul 10. Diverse. Supun la vot. Cine este pentru? La ordinea de zi. Abțineri? Împotrivă? Amendată. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Aici cred că avem ceva modificări. O să dăm cuvântul domnului de specialitate. Deci, în baza avizului Inspectoratului Școlar Județean Bacău, AJFB Bacău ne-a înaintat adresa numărul 738 din 3-a 3-a 2016 privind repartizarea din TVA sumelor defalcate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate în învățământ în valoare de 227.000 lei. Și datorită faptului că în trezorerie s-au încasat și sumele suplimentare aferente solicitărilor ulterioare pentru acordarea diferențelor de ajutare încălzire în sumă de 51.000 lei, se impune rectificarea bugetului cu suma de 227.51.000 lei. Ceasă la venituri, la că subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire se va suplimenta cu 0,51.000 lei, la sume din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate învățământ cu suma de 227.000 lei, iar la cheltuieli, la capitolul 68, prevenirea excluderii sociale, titlul 57, ajutoare sociale numerar, se va suplimenta cu 0,51.000 lei, iar la capitolul 65, învățământ secundar inferior, titlul 10, salarii, suma de 227.000 lei. Bugetul va cuprinde la venituri suma de 7.927,76 lei și la cheltuieli suma de 8.824,76 lei cu un deficit de 897.000 lei. Față de acestea, vă rog să supuneți aprobare. Vă mulțumesc. Având în vedere semnătatea comisiei, sunt discuții, întrebări? Vă mulțumesc. Atunci supun la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 2, proiect de ordine privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului de 32,13 metri pătrați, situat în incinta dispensarului Mam Brătila. Aici, proiectul, vorba despre o societate care intenționează să deschidă un
în farmacie. În satul Brătila, da. În modul dispensarului din satul Brătila, în căpere, în corp, în anexă. Care am înțeles că deja nu are nicio... Nu are nicio destinație. Contractul este, solicitarea este pe 10 ani, redevența aveți acolo, e 643. De la care începe negocierea? Da, e proiectul de la care se pornește licitația, va fi licitație publică. Dacă la prima strigare se prezintă o singură firmă, se va repeta, urmând ca la a doua strigare. Ca la negocierea. Da. Întrebări, discuții? Acest proiect? Avizul comisiilor favorabil, da? Supun la vot cine este pentru. Abținere, împotrivă, mulțumim. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor în care se vor desfășura adunările publice în comuna Elegiu, județul Bacău. Asta am înțeles că e făcut în urma unei adrese de la Jandarmeria Ștefan cel Mare, da? E de sezon. Jandarmeria română. Nu, știu, așa scrie acolo. Ștefan cel Mare. Se numește, brigada. Da, brigada, da, nu, am citit bine. Dacă aveți să ne sunt stabilite în elegiu, ar fi, sau inițiatorul proiectului să ia... Da, elegiu la cămin cultural, în parcul elegiu, la Brătila, în centru de recreiere, la Delen, la căminul cultural și la Drăgugești, la căminul cultural. Vor fi locurile în care se vor desfășura adunările publice. Adică dacă vrea cineva să organizeze, nu știu, grevă, meeting, ce așa, doar în locurile precizate. Anunțate, da? Și autorizate. Ei sunt autoritățile care trebuie să aibă grijă de liniștea și publică și de aceea. Anunțate în timp legal ca să putem face anunța pe jandarmerii care au obligația prin lege să participe și să asigure faza, ordinea și liniștea publică. Dacă mai sunt și alte spații care doriți să le puneți la dispoziție, spuneți. Izlați, trebuie. Nu, dar cum transformă oficiale, da. Vin cu elicopterele, cum nu. Da, nu, lumează. Bun, supun la vot proiectul. Este pentru. Împotriva, abțineri, nu avem. Consemnați, doamne. Vă mulțumim. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravaloarei transport personal didactic pentru luna februarie 2016. Decembrie, ianuarie. Da. Nu, e februarie. Nu e februarie. Așa, era o... Februarie. Mai fost aprobat, da. Decembrie? Da, a fost aprobat. Da. Deci pentru la februarie. Același... Ce am de vedere solicitarea acestei... Doar da, schimbată. În 7-a 3-a 2016, aș colizionează ziale Chelegiu și faptul că în buget este cuprinsă suma de 15.000 lei pentru trimestrul 1-2016. Deci din care s-au cheltuit 6.820, deci ce a fost data trecută. A rămas disponibil 8.180, se poate acorda suma de 3.935, aferentă lunii februarie 2016. Da, simplu. Supunem la vot. Mai sunt discuții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra suprafețului de teren, proprietate privată a Comunei Elegiu, în favoarea SNTGN Transgaz Mediaș, SNTG, Societatea Națională Transport Gaz Natural, care trece și la noi din fericire, beneficii avem zero. Dau cuvântul la inițiatorul de proiect, dacă sunt ceva. Da, există o solicitare a Transgazului privind dreptul de utilizare a acestor trasee pe care trec conductele. Există lege care reglementează acest aspect. Practic, suntem obligați, e o formalitate ceea ce facem noi, suntem obligați în dreptul legii să le acordăm acest drept de servitute. Și o supun discuției. Da. Suprafața este trecută. Este la anexă. În anexă. Da. E vorba de traseele conductelor de gaz, practic. Da. Suprafața frântă în traseelor conductelor de gaz. Ne-am avut discuție. Am avut anii anterior. Da. Dacă... Nu v-a făcut într-o dată noastră, din urmă, din terenul de stupar. Da, tot privat. Nu e al meu, nu e al noastră, nu e al... Este al nostru și tot privat. Este... Nu, terenul rămâne în proprietatea noastră, dar nu de folosință.
Discuții? Fiind societate națională, nu putem. Da. Eu azi rămân la aceeași părere. Și atunci am avut-o și acum propun să, măcar la nivel de solicitare, să efectueze și în beneficiul lor și în beneficiul nostru, o stație care cândva să putem și noi să fim conectați cu Comuna Ilegiu, de aceea stație de gaz o face pe cheltuiala lor, dar în beneficiul lor, nu și al nostru, adică atât timp cât își măresc consumatorii, e un, o direcție pozitivă pentru acea firmă și pentru noi absolut. Doar așa ne tranzitează și ne deranjează, sigur o să avem probleme iarăși cu drumul, zona de acolo, mai știu când băieții n-au mai avut probleme. Nu e vorba de drum, e vorba de traseul conductelor, nu e vorba de drum. Nu, la lucrări. Aici am văzut că e cer, da, să facă și lucrări. Reparații și mai nu știu ce acolo și în momentul ăla vor fi și, adică vor fi deranj, va fi deranj pentru aia care beneficiază de izlat sau ce mai beneficiază. Dar eu zic, dacă vreți și sunteți de acord cu toții, putem să facem lucrul ăsta. Dacă o cerere pentru ei să facă o stație acolo, pe zona noastră, nu știu dacă... Dacă vreți și sunteți de acord, nu facem o cerere. Dacă vreți și suntem de acord, trebuie să facem un studiu de fezabilitate, trebuie să facem un proiect, trebuie să facem o documentație pe care ei să o aviseze, să vadă că investiția se justifică. Transgazul nu face investiții că le spunem noi, știi, îți dau voie. Noi suntem obligați prin lege să le dăm voie să utilizeze aceste terenuri. Eu nu pot să condiționez dreptul de folosință și dreptul de uz al acestor terenuri de realizarea unei stații. Realizarea unei stații presupune, practic, ca o parte din Comuna Hilegiu, un sat, să fie racordat la sistemul de gaze naturale și asta presupune un proiect pe care primăria sau Consiliul Local trebuie să-l inițieze și care trebuie aprobat. Repet, Transgazul nu va face aici o stație dacă nu are suficient utilizator, dacă nu se justifică acea investiție. Prin urmare, suntem la sfârșitul mandatului. Dacă veți dori, noi am avut în vedere acest aspect. Sincer, au fost destul de puțini cei care au solicitat, au dorit, practic, introducerea sistemului de gaze naturale în comună. Dacă sunteți de acord, putem în perioada următoare, pentru că a mai rămas destul de puțin timp până la finalul acestui mandat, să facem un proiect pentru gaze naturale în comună. Rămâne de văzut dacă Transgazul va aproba sau nu, în funcție de, știu eu, o analiză cost-beneficiu. Comuna e destul de mare și mai sunt și în prejur de Bârsănești, o Albele care se leagă. Tocmai din cauza asta că mai mult Bârsănești a vrut decât Hilegiu. Nu cred eu că cineva, mai ales acum când lemnul a început să fie cu cipoțelii roșii. Da, și costul. Da, și gazul e tot cu cipoțelii și mai roșii. Ne facem un raport confort, lemn, gaz. Deci eu subscriu idee, da. Numai că presupune altceva, nu doar o condiționare raportată la, uite, amendăm... Dar vrem să avem și noi în cuvânt, adică nu doar trece pe la noi ca și o formalitate, eu să fiu cel care sunt împotrivă. Dar cine este? Supunem la vot cine este pentru. Abțineri împotrivă. Împotrivă doar dumneavoastră, da? Nici o problemă, e dreptul meu, e o părere. Da. Să știți că sunteți împotriva legii. V-am explicat că legea reglementează dreptul. E doar o formalitate ceea ce facem noi, dar... Dar avizul, v-ați exprimat opinia în aviz, ați dat aviz negativ? Nu, o să trec abține, nu, împotrivă. Nu semnează. Să ne aduce ceilalți. Oricum e consultat. Așa, dacă tot primim tot timpul cu sărmâna, va fi tot timpul o problemă. Adică, da. Dar asta începe, poate spune mai multe, ce cu societățile astea. Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a elevilor provenind din familii defavorizate și producerii de și procedurii de acordare a etichetelor sociale. Inițiator primar Comuna Ilegiu. Aici... Da, dacă ați citit documentația, probabil v-ați edificat, ați văzut despre ce este vorba. Este o lege 248 din 2015 care reglementează niște măsuri de stimulare de reducerea abandonului școlar. Legea este, da, preșcolar. Această lege este completată în 2016. Actului normativ nu-l văd aici trecut. Știu că este completat în 2016. Cu normele de aplicare. Practic, fiecare copil de grădiniță care frecventează
care și frecventează grădinița va primi lunar un tichet de 50 de lei. Deci nu are mai mult de 6 ani. Copil de grădiniță. Da. Copil de grădiniță. Dar să activeze. Condiția este prezența doamna învățătoare. Da. Sunt, nu avem educatori. Dar avem... Este bună. Încă chiar au mai venit niște copii lor. Păi de asta știu. Au venit de la Cămin din oraș. Săptămâna trecută ne-a mai venit un copil. Doamne ajută! Da. Da. Să sperăm că... Măcar de pachetel, așa, un leu la zi. Probabil faptul că e și microbuzul și duce și aduce, vine din cea de amintite, cu 3 ani. Deci lunar vom primi prezența așa cum primim și abonamentele și de conturile pentru abonamente, lunar vom primi prezența. Acum mai avem și la noi, la învățământul primar. Ce? La fel prezența. Ah, de... da? Da, da. Să sperăm că se păstrează măsura și poate. Da. De... Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Abținem, împotriva, nu mulțumim. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Ilegiu la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2015. Inițiator primarul Comunei Ilegiu. Dumneavoastră, spun eu, practic Consiliul Local este obligat prin lege să susțină, să cofinanțeze instituționalizarea copiilor în centre speciale. Avem o persoană la Centru Alexandra și două persoane la Comănești și încă o persoană la Târgu Ocna. 65% suportă Consiliul Județean și 35% vă trebuie să suportăm noi pentru cofinanțare. Practic, aprobăm aceste sume. Da. Întrebări. Discuții. Cine este pentru? Spune-o. Buget sau credite. Abținere împotrivă? Nu. Vă mulțumim. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ilegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Ilegiu. Inițiator primarul Comunei Ilegiu. Da, conform unei adrese primite de la prefectură, prin care ni se solicită să prezentăm situația dacă avem sau nu înființat postul de administrator public, ni se propune înființarea, modificarea organigramei și înființarea acestui post, întrucât au fost sincope, înregistrate sincope în activitatea unor consilii locale, datorită unor probleme pe care le-au înregistrat primarii. Ședințe, vedeți că viceprimarii se schimbă foarte ușor și, prin urmare, pentru o coerență în administrație, se propune înființarea acestui post. Noi suntem la sfârșit de mandat, nu. Următorul primar va aprecia dacă va considera, dacă va fi sau nu va fi necesar. Ideea este că în momentul de față nu facem decât să modificăm organigrama, nu se va organiza concurs pentru ocuparea acestui post. Având în vedere și faptul că am văzut în proiect, este un contract cu termen limitat. Da. Deci, egal cu mandatul. Asta înseamnă că odată de primar, să zbuduie și scaunul. Poate să fie și mai devreme, dacă nu își îndeplinește niște criterii acolo stabilite. Alte discuții pe acest proiect? Și următorul. Păi, legat de același. Același contractul de mandat și... Da, legat de același proiect, numărul 9. Procedurile de selecție, fiind funcție contractuală, se respectă regulamentul stabilit. Rămâne stand-by așa. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, vă mulțumim. Și la punctul 10, diverse. Înscrieri la cuvânt, vă rog frumos, sunt răzniți. Domnul Zărnescu, numărul 1, următorul, cine mai dorește? Înseamnă că nu avem probleme, lucru bun. Primăvară frumoasă. Da? Domnul Dascălu. Atunci, domnul Zărnescu, vă dau cuvântul. Avea o parte din angajații catolici, au fost liberi în perioada de Paști. Săptămâna trecută au fost o 3 zile cu ploaie și n-am putut să balastăm.
Săptămâna asta am înțeles că de mâine vom începe să le definitivăm. Da, și al doilea punct, care vreau să știu și eu și un aniversar, domnul Dariu vine și predă la școală. De ce nu predă la toți copii? Predă pe bani la școală? Sau ce se întâmplă acolo la școală? Cred că vorbești în șoapte, domnul. Eu nu vorbesc în șoapte. Eu vorbesc foarte serios, din cauza că eu merg pe drum și eu văd... Se fac meditații la școală? Dacă se fac meditații la școală, se fac cu copiii. În afara programului? În afara programului. Contra cost? Păi, cred că contra cost. Dar la fel ar chema toți copiii să vădă în șoapte. Să știți că da. Sunt cadre didactice și avem și aici un numesc. Eu vorbesc cu domnul Darie. N-am văzut cu doamna Preanță la școală. Care face o pregătire... Voluntariat nu e o problemă. Pro bono. Atunci, la școală n-am văzut doamna, da. Ce am văzut? Și ce spun la amenințat? Nu vorbesc. Eu nu m-am copil, așa nu m-am mai interesat. Deci o să analizăm. Da. Ca să facă cu toți, trebuie să dorească în primul rând toți. Da. Nu poți să obligi un copil. Dar aș spune la copii, băi, mâine am pregătire la școală cu voi toți. Nu unul, da, unul. Dar trebuie stabilit mai întâi dacă e contracost sau dacă e... Care îți mai deștepți? Hai, te vine și care îți mai bun. Poate lucrează cu cei care sunt la olimpiadă, la concursuri pentru performanță, care nu sunt la același nivel. Nu știu. O să analizăm. Vom cere un punct de vedere a școlii să vedem... Comisia de specialitate se poate ocupa de lucrul ăsta. Da. Doamna președintă, vă rugăm frumos. Să avem o analiză pentru ședința următoare. Eu nu cred că ar fi o problemă. Problema ar fi dacă ar fi... Contracost. Contracost, da. Și cam atât. Vreme... Este o problemă, dacă tu chei trei copii care sunt mai buni... Păi nu, dacă se lucrează pentru un nivel de olimpiadă, e cu totul altceva. Adică nu-l poți chema pe la nota 4... Domnule, am zis dacă. Și eu un punct de vedere, asta nu înseamnă că e o certitudine. Deocamdată o să analizăm și o să știm ce se întâmplă. De exemplu, bun, mulțumim. La Hregiu cheamă elevii la școală și la română și la matematică. Îi cheamă pe toți. Că copilul are voința să vină... Toate școlile, cel puțin acolo unde există an terminal, însemnând clasa 8-a, clasa 12-a, profesorul de matematică și de română, mă rog, la 12 faci de celelalte discipline de bacalaureat, este obligat să acorde o oră pe săptămână pentru meditații suplimentare tuturor colegilor, tuturor elevilor. Avem un grafic de prezență, monitorizăm, dar noi nu mergem cu altul anul după nimeni. Cine vrea, bine. Și mai există un alt aspect. Există și orele pe care le oferă din timpul liber profesorul pentru copiii capabili de performanță. Dar, iarăși, nu e, cu tot respectul, orice copil capabil de performanță. Sunt niște concursuri olimpiade. Știu exact ce se dă în școală. Chestiune de moralitate, nici nu cred că putem arunca cu noroi. Nu, dar e bine să urmărim. Asta este altceva. Practic, desfășoară activitate privată, spuneți dumneavoastră. E afară în urmă. O să analizăm. Vedem cum stau lucrurile și ce este de făcut. Ok. Mulțumim. Domnul Dascălu? Deci ar fi două probleme la mine concernate. Am vorbit cu câțiva locuitori ai comunei, sunt nemulțumiți. Ar fi nevoie, nu știu, să facem o echipă, să se curețe șanțurile unde e necesar. Unde sunt canalizările. Nu neapărat salubrizarea. De șanțurile din fața porților sau de șanțurile... Șanțurile de pe drum, nu știu, care aparțin la poartă, doresc că cei... Sunt datornic să facă, dar în exterior... Noi în fiecare primăvară am demarat tot de acțiuni de genul acesta. Ajungând până la somații, chiar sancțiuni, fiecare ar datorii civică să-și curețe șanțul în fața porții. Acolo unde nu sunt proprietăți, cu cei la 4-6, noi avem foarte puțin, în jur de 10-15 persoane care acționează. Începând de anul trecut, din toamnă anul trecut, avem și un utilaj pe care putem folosi în sensul ăsta. Fiind în timpul acum, înainte de Paști, totdeauna în primăvara am acționat, o să ajungem în toate zonele. Sigur. Eu nu cred că o să ajungem în toate zonele. Pentru că nu o să putem fizic și nu este treaba primăriei să curețe în fața gospodăriilor oamenilor. Nu, el spunea de șanțuri care nu sunt în fața gospodăriei. Ce țin de noi? Nu, eu am o problemă cu alte zone și dumneavoastră știți. Ori, în condițiile în care chiar ne-am bătut, aș putea spune, cu autoritățile de la Bacău, ca să ne gestionăm în continuare serviciul de salubritate, în condițiile în care ne luăm gunoiul de la poartă
și tu preferi să vii cu mașina și să-l arunci în șanța pe Albia Părăului, nu cred că este în regulă. De asta eu aș propune ca și dumneavoastră să vă implicați în această activitate și putem face o comisie împreună, pentru că primăvara se văd mai bine. Și să facem o comisie împreună și să mergem să mai tragem oamenii de mânică, pentru că nu este normal și, repet, nu este treaba primăriei să vină să curețe în arealul gospodăriei. Poftim? Cum zici în cap? La Brăila? La Brăila, acolo? La... Nu, da. Nu, a doua. Cum zici, David? Sau cum da, zici? David. Eu i-am spus și am cap cu Sașa, că eu dădeam pe aia cu gunoaie. Am oprit autobusul și am spus, uite, la mine tot. Bun, și dacă dăm o amendă, vă puneți marcă? Da, bineînțeles. Am consemnat că o să-i dăm oameni. Era cu sace, plinit că ai descărcat acolo, în răbaie. Ieri am avut acolo. Da, bineînțeles. Dar nu e prima dată care o să vină aia. Acolo duci și cu marmurcărul de la mine. Tot, acolo am tot timpul. Se ducă la... Bineînțeles, lucrul ăsta chiar bineînțeles. Exact, cum la intrare, de bine și de răbaie. Dacă mașina vine să lucrează... Ia două case la intrare. Și la arunci, indiferent, unii e o problemă. Dacă la buncă nu mai sunt taxate, atunci când sunt contracte semnate și închiriate, ei intră în debit, chiar dacă nu-și plătesc acest... Păi mai bine să facem o campanie care să-i aducem la cunoștință, domnule, ai gunoi la poartă sau nu, ai tot plătește, atunci ce rost are să-l duci, să-l arunci într-un șanț sau într-un loc în care nu aparține nimănui, cade imediat în sarcina primăriei. E frumos, nu e frumos deloc, adică să nu ne luăm gunoiul din fața porții, îl ducem și aruncăm undeva, unde spune, domnule, să vină primăria să facă curat. Da, aici e o problemă și o știm cu toții. Sau pe dealuri, chiar la fel se întâmplă. Problema. Dar e din neînțeles, atâta timp cât mașina vine și ia gunoaie. Și cu nu cred că nu mă la Drăgugești. Sincer, am avut ocazia să merg și spre Bărătila, chiar am văzut și acolo, chiar la Josea, nu mai zic. Da, că de mașini, pungi, nu neapărat ai noștri, am văzut la șoate pe aici. Sunt străini care vin de la Bacău sau de unde, am găsat și tot. Sau sacul, oprește. Eu aș fi de acord, dacă îi prind, îi filmez, fotografiez. Foarte bine. Da, am văzut niște, da. La Drăgugești am văzut acolo niște anunțuri. Cred că cât de cât mai împiedică și ele, așa, măcar vizual. Dar cred că singura rezolvare ar fi supraveghere video pe zona în care se aruncă abundent și se rezolvă de la sine, nu mai trebuie nici martori, nici dușmani. Vedeți în zona în care aruncă, de obicei n-avem. Dar cel puțin măcar, cum n-avem, unde n-avem? Da, aici, în zona aia de unde stații, la Drăgugești, tot aia e plin, e dezastru ce acolo. E dezastru. Trebuie să mă urmește a informa și a cetățeanul, de fapt, aici e problema, da? Da, singura soluție asta, părere. Supravegherea video și se rezolvă. Se rezolvă, sigur. Să știți că am început să montăm camere video și să monitorizăm. Nu am pus chiar peste tot asta așa. Dar sunt anumite puncte, anumite zone, intersecții care sunt monitorizate. Vă dați seama că nu poți în toate... Obiective. Părțile da. Satului. Dar cred că mai multe beneficii ar aduce asta dacă le-am pune în punctele astea decât cele din intersecții. Să avem și bani. Nu, am mers în principal pe obiective. Acolo unde a fost spargeri, acolo unde a fost structuri, acolo s-au distrugeri, unde sunt investiții care trebuie să practic întreținute și protejate. Da. O să continuăm. În funcție de banii care o să avem la dispoziție în perioada următoare, este, am văzut, primării cu sume foarte mari investite în sistemul de monitorizare video. Da, dar nu aveau kilometri de drum ca noi de făcut, nu aveau... Bun, dacă mai sunt... Și a doua problemă care eu am menționat, în numele meu și în numele locuitorilor, au început să mulțească și la noi, ca și prin orașe, câinii ăștia. Ce aceeași probleme și la noi la dispoziție. Am înțeles că au bătat duși, nu știu când acum, de vreo câteva. Sunt două, prin de lene. La noi chiar voiam de locuri, sunt destuni jali. Eu vorbesc cu numele meu, dar... Nu i-am văzut niciodată în zonă, au venit unde? Sunt veniți. Sunt aruncați. Sunt aruncați de la centrul ăla, de la Onești. Sunt aruncați și aruncați. Cred că ar trebui în prima dată încercat să vedem dacă să au chipuri, că în marea majoritate au chipuri. Eu câinii mei acasă au chipuri. Și nu știu dacă... Și atunci dacă cei care au montat chipul la ei au o bază de date, sigur. Dar nu știu dacă aici ar trebui... Aia nu-s cu chip.
ce colaborare avem cu medicii veterinari, că e un aparat foarte repede îl citește, nu trebuie mult timp. La nu știu ce distanță îl citește și spune. Notați că propun să găsim un ONG care are ca obiect activitate protecția animalelor, să vedem în ce măsură reușim să-i identificăm, să-i... Oferte, donații moca. Și sterilizăm, să vedem ce este de... Din păcate sunt mulți și copiii sunt în pericol, părinții, bătrânii și noi, ba chiar ce... Nu putem să fim și noi în urmă. Absolut, da. Da, și să încercăm. Da, alte probleme, alte discuții, nu mai sunt. Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt ca și concluzie. Urmează o perioadă delicată pentru mulți dintre noi. Știți că noi am avut o colaborare bună. În general, eu nu cred că am avut probleme cu niciun dintre dumneavoastră. Aș vrea să ne respectăm în perioada care urmează. O lună de zile ne suportăm noi așa și să ne avem o campanie agresivă, urâtă. Oricum, legea modifică foarte mult sistemul de campanie care urmează să se face. Și să încercăm să trecem cu bine perioada care urmează și să ne revedem cu bine care ar mai fi din iunie încolo, dar să păstrăm așa totuși o decență. O decență. Da, dar începe campania, pre-campania, acțiunile pot demara. La asta poftim? Nu, e atunci. Da, de acord cu dumneavoastră, chiar și eu pot să spun că, într-adevăr, având în vedere că reprezentăm o comunitate și noi aici, știm bine că știm să ne vorbim urât, știm bine că știm să ne urâm, știm bine că știm să facem și lucruri mai puțin ortodoxe. Sincer, mi-aș dori din tot sufletul să dovedim că știm să ne și respectăm, nu altceva, adică să ne respectăm, nu să zic să ne iubim, cum să ne respectăm, că în felul ăsta poate putem fi exemple și vă spun un singur lucru, indiferent de ce, nu vom mai întâlni și vom trăi tot aici în Elegiu și mare lucru, ca și atunci când ne-o întâlni, poate chiar în cărjul, să nu ne dăm cu ea în cap reciproc, sincer. Vă mulțumesc pentru participare, declar ședința închisă. Mulțumesc.